Bună seara și eu și mă bucur că suntem împreună în această seară. Nu suntem foarte mulți, dar ce a pus pe scenă, că am văzut și eu o parte, este impresionant. Valori efectiv de la cele, de la cei foarte mici la cei mari și cred că dorința lor de a participa la un asemenea eveniment unește sala cu scena, ceea ce încerc și eu să fac în această seară, pentru că ce aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră ar fi două texte care sunt foarte importante pentru poezie în general și pentru poezia creștină în special, și anume, pentru că nu putea să lipsească în această seară Mihai Eminescu, aș vrea să încercăm să spunem împreună și să ne asimilăm cuvintele glosei. Și în cea de-a doua, în a doilea text, Iisus în celulă de la Ducii.